Petrolul a terminat turul campionatului pe ultimul loc cu doar 3 puncte. Aceasta este adevărata drama Petrolului și nu situația financiară, a spus-o Dan Capără, patronul echipei, după meci, dezamăgit de rezultatul final 1-1 cu Polia CS Timișoara. Însă Capără se contrazice atâta timp cât tot el spune că iarna se anunță foarte rece pentru clubul petrolist. Iarna, dacă ajungem să trăim până în iarnă cu siguranță lucrurile se vor schimba radical. Adică e un pericol foarte mare cu falimentul, domnul Cap? Nu, mă refer de punct de vedere pozitiv. Pozitiv în gândire rămân și suporterii, chiar dacă Petrolul are unul dintre cele mai slabe tururi de campionat. Mai îngrijorați sunt jucătorii, afectați de faptul că au ratat din nou victoria pe teren propriu. Este deja târziu și etapele trec și noi rămânem cu foarte puține puncte. Într-adevăr, gazonul a fost foarte rău. Dar cred că amândouă echipe am jucat pe același gazon și cred că și în condițiile acestea am reușit să ne creăm multe ocazii de gol. Echipa nu lăsăm nici la rău și la bine, în continuare mergem cu ei. Da. Nu o să cădem în bără. E un început foarte slab, dar eu sunt 100% că pauza asta va face ceva bine. Petrolul trebuie să facă foarte bine în aceste 2 săptămâni de pauză, după care urmează returul, iar prima partidă va fi cu FCSB-ul pe 18 octombrie.